Bună seara! Vă mulțumesc că la nici 3 luni de la vizita lui Adică Mazel Schmidt la București sunteți din nou la librăria Humanitas de la Cișmigiu pentru a asculta și eventual a vorbi, dacă doriți, puteți spune întrebări, despre una dintre ultimele sale cărți. Lansăm în seara aceasta Otrava iubirii, ultimul roman al lui Erich Emanuel Schmidt, care a apărut în seria de autor la editura Humanitas Fiction. Deci lansăm această carte alături de Oana Pelea, Marius Constantinescu, Adina Dimitoiu și Mihaela Dedeoglu, cărora le mulțumesc că au acceptat invitația mea de a vă prezenta acest roman. Este romanul pandant la Elixirul Dragostei, cartea pe care am lansat-o de 8 martie anul trecut. Alegerea mea nu a fost întâmplătoare. Îi mulțumesc, doamne Ioana Pelea, că vorbește și de astă dată despre cartea lui Schmidt și vă recomand, poate multă oară, să mergeți să vedeți Oscar și Tantulos, dacă nu ați făcut-o încă. Îți mulțumesc, Marius Constantinescu. Este jurnalist, traducător, prezentator, realizator de televiziune, îl cunoașteți, dar de fiecare dată simt nevoia să spun câte ceva despre el. Este cel care face, după mine, cele mai frumoase interviuri pentru televiziune cu personalități culturale. Și mă bucur că e aici. Vom vedea, înainte să începem să vorbim despre carte, 5 minute din interviul pe care Marius l-a realizat pe Erich Emanuel Schmidt în decembrie anul trecut și care a fost difuzat pe TVR2 la Arte, Carte și Capricii. Adina Dimitoiu, îți mulțumesc că ai venit, critic literar, o citiți, presupun, aproape în fiecare număr, un observator cultural. Mihaela Dedeoglu, o altă invitată dragă mie și nouă, și dumneavoastră, sunt sigură. Este realizatorul emisiunii Zebra pe Radio România, Radio France Internațional. Îl cunoaște pe Adică Emanuel Schmidt, deja o amică, pot să spun. Da, a făcut deja 2 interviuri cu Emanuel Schmidt în iarna anului trecut despre Femeia în oglindă și acum câteva zile l-a avut în direct prin telefon despre Otrava iubirii. Am informații calde despre... V-am spus eu, ia mică cu ea. Titlul vă va păcăli un pic, zic eu. Da. La un moment dat în carte veți afla, veți reafla, probabil, vă veți convinge, probabil, dacă nu știați deja, că iubirea poate fi o travă. Dar această carte, de fapt, celebrează feminitatea. Și nu spun femeia, pentru că aceste 4 adolescente, ale căror vieți se desfășoară prin intermediul jurnalelor lor, în aceste 100 și ceva de pagini din carte, sunt pe cale să devină femei, fiecare în felul ei. Este o carte interesantă pentru că, așa cum spunea Schmidt într-un interviu pe care l-am văzut acum câteva ore, e o carte în care ai senzația că nu există autor, nu găsești autorul. Sunt 4 voci, fiecare dintre cele 4 adolescente, Iulia, Colomb, Rafael și Anuca, devin autoare pe măsură ce volumul se dezvoltă. Am să
Nu o să spun mai mult acum despre carte, am să-l rog pe Marius de pe ecran să vorbească cu Erica Mannerschmidt și apoi am să-i dau microfonul lui Marius să ne povestească despre această nouă carte. La plus récente apparition en Roumanie, c'est un livre de 2011, La femme au miroir. Qu'est-ce que c'est de si fascinant et d'intime dans ce cadre, ou ce moment, quand on contemple une femme qui se contemple elle-même dans le miroir? Quand j'étais petit et que je surprenais une femme au miroir, ma mère, ma sœur, j'avais l'impression de saisir un moment intime. Oui. Et en fait, j'ai découvert que c'était un moment extime. Si on peut dire. C'est-à-dire qu'en fait, la femme n'est pas en train de se regarder, elle est en train de regarder ce que voient les autres. Elle n'est pas en train de s'aimer, elle est en train de se détester. Elle est en train de se demander si elle est conforme à l'attente de la société, des hommes, des autres femmes, etc. En fait, c'est un moment crucifiant, ce moment. D'ailleurs, vous avez remarqué quand on est dans un ascenseur, il y a des hommes et des femmes, mais la lumière dans les ascenseurs est horrible. Et souvent les miroirs, ils sont horribles parce qu'ils sont... Eh bien, l'homme, il ne se regarde pas dans le miroir parce qu'il a confiance en lui. La femme se regarde dans le miroir pour vérifier que ça ne va pas. Ça m'a toujours fasciné. Ça veut dire qu'en fait, il y a une contrainte sur les femmes qui est bien supérieure à la contrainte qui pèse sur les hommes. Quand elles naissent, elles ont déjà un destin. Elles doivent être une épouse, elles doivent être une mère, etc. Pourquoi ? On peut être une femme merveilleuse sans être une épouse et sans être une mère. Et je trouve que les femmes sont plus complexes que les hommes. Moi, quand je dis oui, c'est oui. Quand je dis non, c'est non. Quand une femme vous dit oui, ça veut dire mille choses. Et pas forcément oui. Et ça me fascine. Vous avez déjà parlé de Mozart et aussi de ma vie avec Mozart. Une sorte... à mon avis, au moins, d'autobiographie extrêmement impressionnante qui révèle la musique pas seulement comme une thérapie, mais presque, à mon avis, comme une épiphanie. Oui. Et si la musique a été l'épiphanie pour vous, la littérature, c'est quoi? Je rêve que la littérature puisse avoir parfois les effets de la musique. Pour moi, elle sera toujours inférieure à la musique parce que Mozart n'a pas besoin de parler français, anglais, roumain, allemand, chinois. Mozart parle Mozart et tout le monde comprend. Je parlais de la figure de l'auteur, vous, immédiatement reconnaissable, comme je disais, mais une figure qui se pare toujours de la même simplicité. Vous n'abusez pas d'accessoires, vous êtes toujours dans des nuances ou couleurs primaires, pas d'artifice. C'est presque une continuation de vous, l'auteur. Je n'ai pas calculé. Je ne sais pas, Là, vous me troublez, j'ai pas... Vous savez, moi, la vie publique, elle m'est tombée dessus à cause du succès. J'étais pas du tout prêt à avoir une vie publique. J'aurais été un écrivain comme Milan Kundera, qui ne se montre jamais, ça, j'aurais adoré. Voilà, je suis dans une époque où c'est pas comme ça. Il se trouve que je ressemble visiblement un peu à ce que j'écris. Les gens retiennent ma figure, je sais pas pourquoi. Parce que dans des tas de pays, je me promène, les gens... Ah. Je me dis, mais c'est incroyable, comment font-ils, parce que je vous dis... voilà, mais alors, c'est quelque chose, j'ai l'impression, c'est plus quelque chose que je subis que quelque chose que j'ai choisi. Moi, vous me proposeriez encore l'idéal de l'écrivain qui ne se montre jamais, j'irais. Vous me semblez un épicurien. Oui. Quels sont les plaisirs que vous aimez sublimer dans vos livres? Mais en fait, dans mes livres, je ne parle jamais de nourriture, alors que ça tient une place tellement importante dans ma vie. Et je suis très pudique pour les choses amoureuses, alors que ça tient beaucoup de place dans ma vie. Enfin voilà, hein. Suggérer de jamais décrire, c'est mon idéal d'écrivain. Non,
En plus, je tiens maintenant à affirmer deux choses en même temps, parce que souvent on ne les affirme pas ensemble. Une dimension spirituelle et une dimension hédoniste. Parce que je n'aime pas du tout le cliché qui consiste à dire que si on a une vie spirituelle ou intellectuelle, on est dégagé des joies et des plaisirs du corps et de ce monde. Non, non, moi j'ai vraiment besoin d'affirmer les deux à la fois. De dire on peut aimer passionnément la vie, aimer passionnément le plaisir, les sensations, les voyages, les rencontres, etc. Et puis avoir aussi une vie méditative, une solitude peuplée, pratiquer la méditation, aller à la rencontre de l'inconnu. Mais les deux à la fois. Trebuie să... Înainte să-ți... Pentru că nu vreau să mă surprinzi. O să încerc. Am să te rog să ne spui cum crezi tu că reușește Elke Manuel Schmidt, autorul, bărbatul, omul de teatru, Elke Manuel Schmidt, să ne redea cu atâta candoare și atâta onestitate și simplitate gândurile, visele, trăirile a patru adolescente aflate în pragul descoperirii dragostei. Mai întâi, bună seara tuturor! Mulțumesc foarte mult pentru invitație. O plecăciune particulară doamnelor astăzi. Și apoi trebuie să-mi exprim întâi de toate o stare de ușoară ciudățenie, pentru că nu prea mi s-a mai întâmplat să vorbesc după ce am vorbit deja. Ca atare vă rog să mă luați din acest punct. Ca să răspund acum la întrebarea pe care mi-a adresat-o Gabi Maz, ar trebui să dau un răspuns ceva mai elaborat, care începe, mă gândeam și în timp ce mergea fragmentul de interviu, cu o afirmație pe care o fac fără niciun fel de ezitare. Erich Emanuel Schmidt nu este un bărbat frumos. Asta cred că după canoanele celor mai mulți dintre noi. Cu toate acestea, Erich Emanuel Schmidt este un autentic charmeur. Și este un autentic charmeur, sau este unul dintre cele mai fericite exemple a felului în care mintea, spiritul și bagajul intelectual poate genera o veritabilă aură care să îi metamorfozeze inclusiv prezența fizică. Acesta este, din punctul meu de vedere, Erich Emanuel Schmidt, și aveam această impresie chiar și înainte de a-l întâlni personal în decembrie, urmărindu-i diverse interviuri, văzându-i anumite apariții și evident citindu-l în câteva dintre cele mai importante titluri ale sale. Și am să spun, și văzându-l reinterpretat, repropus pe scena de teatru. Erich Emanuel Schmidt este un personaj de o inteligență, aș spune eu, renascentistă și știe să aducă orice fel de situație în favoarea lui, orice fel de context. Faptul că este un autor de talent, asta este indiscutabil. Faptul că este un autor care în ultimii 20-25 de ani a știut să se transforme pe el însuși într-o vedetă nu doar a lumii literare, ci în general a vieții culturale internaționale, acesta este un merit pentru care el este de lăudat și al cărui autor este în exclusivitate. Lăsând la o parte faptul că este foarte bine promovat, lăsând la o parte faptul că este un autor foarte prolific, un autor tradus în peste 50 de limbi, jucat în toate țările acestui pământ, Erich Emanuel Schmidt este un autor care își prezervă, își conservă, își continuă și își reinventează propria legendă, propria persoană, într-un mod absolut remarcabil. Acum, întorcându-mă puțin la cartea pe care o lansăm în această seară, la Otrava iubirii, aș spune că pentru mine a fost oarecum surprinzătoare. Pentru că ceea ce știm despre Erich Emanuel Schmidt foarte bine este că are o afinitate cu totul aparte pentru exprimarea particularităților, fațetelor, angoaselor, fiorilor și așa mai departe, care țin de sufletul feminin.
A spus-o și în fragmentul de interviu pe care l-ați văzut și este un lucru pe care îl afirmă de fiecare dată. Într-adevăr, femeia este, pare, un subiect mult mai provocator de descoperit sau de repropus cititorilor. Și avem și în această carte, în Otrava iubirii, patru femei sau patru fete care se pregătesc să devină femei, al căror scop, chiar la începutul acestei cărți, este să devină femei. Sunt patru fete aflate în penultimul an de liceu, potrivit sistemului de învățământ din Franța. Așadar, deși vârstele lor nu sunt specificate, le găsim pe la 17-18 ani maximum. Și sunt patru fete care își povestesc fiecare prin jurnale personale aceste aventuri sau frânturi de drum care le duc un pas mai aproape de această dorință de a deveni femeie. Evident că în viața lor intervine sau fac ca ele să fac ele să intervină dragostea. O caută, o forțează sau pur și simplu li se întâmplă. Deci am spus că este un pic surprinzător, pentru că mi se pare că Erich Emanuel Schmidt, acel autor care în diverse titluri știe să se identifice până la colaj, aș spune, cu personajele sale, deși alege în această carte persoana întâi, confesiunea, multiplicată de 4 ori, da? Rămâne totuși un autor care scrie jurnalul unui alt personaj. Așadar, mi se pare că distinția de data aceasta pe care Schmidt o face între autor și personaj este o distinție care poate în alte titluri ale lui este un pic mai greu de depistat. Și cred că este o chestiune absolut voluntară. Am simțit acest lucru și s-ar putea să... sau mi-aș dori să aflu și care este părerea celorlalte invitate. Prin faptul că aceste fete, de 17 ani să spunem, nu vorbesc niciuna dintre ele cu vorbele unei fete de 17 ani. Ele au atât de multă acuitate, atât de multă deconstrucție în felul în care își analizează toate trăirile, toate gesturile, în felul în care se raportează la ele însele și la oamenii și societatea din jur, încât mi se pare că ele sunt, de fapt, doar o mască sau un pretext pentru a merge un pic mai departe. A merge unde mai departe, veți întreba poate? Poate a merge către Romeo și Julieta, care este cârligul aparent pe care Schmidt îl folosește pentru a da un curs și un fir roșu celor patru destine care se întrepătrund în această carte. Este o carte care se citește foarte ușor, dimensiunile sunt prietenoase, tonul este unul pe care Schmidt de altfel îl alege întotdeauna, acela al simplității. Schmidt știe într-adevăr să sublimeze idei pline de miez în cuvinte simple, pentru că și el, ca și alți autori pe care Humanitas Fiction îi publică, și aici mă gândesc la Alain de Botton, sau am să fac o comparație care poate va surprinde pe unii, cu Evgeni Vodolaskin, alege să scrie despre marile lucruri ale vieții în cele mai simple cuvinte, având poate că și el credința că despre mari lucruri ale vieții, cum este iubirea, cum este prietenia, cum este boala, cum este moartea, cum este singurătatea, cel mai eficient și cel mai limpede se vorbește în cuvintele de fiecare zi. În fraze construite simplu, în fraze curate, din care mesajul nu trebuie desțelenit în niciun fel. El iese cât se poate de nepervertit. Otrava iubirii, evident, care și o evoluție care duce, aș spune eu, într-o direcție oarecum previzibilă. Altfel spus, cam știm de pe la începutul cărții încotro ne va conduce Schmidt. Dar n-aș spune că acesta este nici pe departe un handicap al cărții, pentru că în acest moment nu cred că finalitatea este ceea ce Schmidt și-a propus. Cred că Schmidt își propune, de fapt, să-l urmăm în acest drum, care poate părea foarte ușor de înțeles încă de la bun început, nu pentru a ajunge într-o destinație, ci pentru a cunoaște ce este de o parte și de alta a drumului. În cazul nostru, patru fete de liceu, de 17 ani, care sunt simbol pentru o întreagă generație sau un întreg fel
de a vedea viața la acea vârstă. O vârstă la care crizele sunt exacerbate, la care lucruri care nouă, oamenilor mari, ni se pot părea niște fleacuri pentru ele, sunt ceea ce desparte o zi bună de un dezastru și așa mai departe. Și în general, pentru a pune într-o perspectivă sau într-o balanță autorul experimentat, autorul, și am să folosesc și vă rog să mă scuzați pentru cuvântul foarte brut pe care îl voi folosi, autorul hârșit în toate cele. Deci avem pe de o parte acest autor care știe absolut toate trucurile și care uzează de ele cu o adevărată artă și pe de altă parte avem candoarea acestor patru fete de 17 ani care ajunge de multe ori undeva unde ea nu mai este candoare. E altceva, dar n-am să vă spun despre ce e vorba, veți descoperi citind cartea, pentru că e o lectură pe care cu siguranță o recomand. Mai ales că și eu și doamna Oana Pera am dat am din cap. Am spus în sine că trebuie să iau apărarea Cății și celor patru minunate eroine care sunt cât se poate de firești și mai mult decât atât. Ceea ce tu ți-ai uitat este că, sau l-ai omis, este că noi, fiecare dintre noi am fost acolo și că trebuie oricum să te contrazic acolo unde ai spus că nu, lucrurile nu se întâmplă chiar așa în mintea unei fete de 17 ani. Nu, am spus că vorbele sunt ale altcuiva, nu vorbele unei fete de 17 ani, dar eram sigur că am simțit cu coada ochiului clătinatul din cap. Mă gândeam că am scris acum 2 sau 3 săptămâni un articol exact despre ce înseamnă să fii licean. Se cheamă Children of the Revolution. Sigur că avea o bătaie asupra celor care sunt cam de aceeași vârstă cu mine, deci oameni care au făcut liceul la câțiva ani după Revoluție. Dar acolo ideea pentru care pledam și voi pleda întotdeauna este să nu uităm că toți am fost acolo. Deci faptul că și noi ne-am trăit dramele cu intensitatea cu care sunt trăite în această carte la 17 ani, nu că este o evidență, dar este un lucru pentru care mă fac o idee al cărei ambasador mă fac. Te accept. Mulțumesc. Te accept. Și întorcându-mă la momentul în care spuneai că ai simțit cumva finalul cărții, acolo cred că ne-am dat două dezaprobatori din cap, pentru că după mine, și apoi am să las pe doamna Oana Pelea, am să rog pe doamna Oana Pelea să le spună, după mine această carte este un labirint și are un iz polițistic, ca să zic așa, pentru că pe mine recunosc, poate mai naiv, așa, eu era surprins într-o sătură în care a luat-o ceea ce se întâmpla acolo în ultimele 30 de pagini, pe mine m-a surprins. O rog acum pe doamna Oana Pelea să-i dea glas uneia sau poate chiar... Da, trebuie să spun ceva. Așa. În primul rând mă ridic, că nu văd lumea. Bună seara. La mulți ani. Eu cred așa. Am citit-o într-o oră și ceva. Asta o lună. Cu plăcere. E o carte care... Da. Atinge toate femeile. Cred o să fie un bestseller absolut la 17 ani, 14. Sunt absolut convinsă. Cred că bărbații vor cumpăra cartea sau dacă o vor deschide din curiozitate și vor afla un mic mecanism femeiesc de gândire. E scrisă cu mare umor, așa mi s-a părut mie. E cartea unui om foarte inteligent, un șarmer absolut. Iar finalul pe mine, nu m-am așteptat. Absolut deloc. La întorsătura, vorbă serios, acolo m-a fost și la final, dacă mă întreb. Până acolo, da, pentru că e un fel de joacă cu cititorul, mi s-a părut mie, știi? Te duce pe o pistă unde îl poți judeca foarte ușor. Da, e o carte...
E o cărticică care, da, sigur, e haios, da, e inteligent, dar nu este Oscar Ștanti roz, unde eu am plâns sau și toată lumea ne-a cutremurat. Și cu toate astea, la final, el în ultimele 30 de pagini întoarce, chiar cu o pană de maestru, zic eu așa, și te pune pe gânduri, parcă spune, nu mai judeca atât de ușor, nu mă mai pune la colț că a scris o cărticică, că e ceva mai mult decât atâta. Una peste alta, mie mi-a plăcut și mi-a făcut plăcere să o, să o citesc. Și acum o să o recomand, chiar o recomand. Am două gagici care o să le privească ca două astea. Zice, eu m-am recunoscut foarte tare. Și acum vă citesc două, trei chestii. Așa. Tocmai atunci, în clipele acelea de tăcere, atât de bogată și desăvârșită, Giulia ne-a uluit murmurând. Eu am făcut-o. N-am înțeles pe moment despre ce era vorba. Așa că a trebuit să mai spun o dată. Am făcut-o în vara asta, pentru prima oară. Exact atunci trecu pe lângă noi un grup de copii zbierând. Alergau atât de repede că se strucinau și scândurile podului. O toropeală apăsătoare ne țintuia locul. Soarele ne înfierbânta obrajii. Irisul nu ne fusese nici când atât de limpede. Tăcerea fi fost stăpână până când o sparse sirena unui vaporaj de vesela. Cu cine? A întrebat Rafael. Cu Terence. Prenumele englezesc ne-a zăpăcit la fel ca și actul. Ambele ne erau străine. Să faci sex cu Terence e o treabă exotică la pătrat. Și erotică tot la pătrat. Pe moment mi l-am imaginat pe Terence un Lucas britanic, un Lucas cu breton și pantofi de piele. Giulia, observându-ne exaltate, a roșit toată. Prin simpatie m-am îmbucurat și eu. A fost bine? A întrebat într-un suflet Anușca. Giulia a coborât privirea, nimic nu ne-ar fi putut, să mă miște mai profund decât grația pudoarea cu care îi băteau genele ca o perdea de mătase ce se închide peste o scenă confidențială. Sigur a fost bine. Așa trebuia interpretată discreția aceea rafinată. Sigur că a fost minunat. Jurnalul Anușchei. Sunt o idiotă. E dovedit. Giulia a făcut-o. Da, Giulia a făcut-o. Și eu încă nu m-am sărutat cu nimeni. Ce dezastru. Nici măcar nu ies cu vreo băiat și curând o să mă resprindă și fetele. O să priceapă că vârsta mea mentală e de 12 ani. Logic, nu? Nu. Vârsta mea fizică sau poate ambele. La porc totul e bun, îmi spune Dad, sărmanul meu tată, referindu-se la mine. Sunt o eroare. Nu vă doresc nimic. Corp, ioc, cap, ioc și inimă ioc. În loc să mă bucur pentru Giulia, mă gândesc tot la mine, mă scufund, mă părăcesc în rușinea mea, sunt un ocean de egoism. Anușca, o detestă pe Anușca. Vă mai citesc. Mai vreți? E, de-aia o să aibă succes. Vorbesc serios. Jurnalul lui Rafael. Ce-i cu mine? În seara asta am doar gânduri negre. Deși am fost toată ziua cu prietenele și ne-am lăsat pentru eternitate urma pe pont de zah, mă simt vidă, uzată, fără chef, inutilă și cu apă lânce de în vine. E de neînțeles. Până și drumul de la pat la masă, la masa de scris, mă epuizează. M-a apucat amețeala doar pentru că mi-am scos balerinii, probabil că am tensiunea jur de patru. Și mâine încep penultima clasă de liceu. E penultim, eu în penultima, eu ce cu mine, după masa asta, ca să fiu și eu la cot cu fetele, am băut doar suc și m-am ales cu o migrenă ca după câteva sticle de vodcă în diferite combinații. Mama a observat că Zac m-a leșit pe canapea când i-am spus că mi-e rău, în loc să-mi pună vreo întrebare, a exclamat râzând că era ceva obișnuit. La vârsta mea, tot ce eu găsesc anormal adulților mi se pare normal. Este epuizant să ai 16 ani, în special când te simți 20. Dar ce am făcut sau ce n-am făcut? Anușca, e ora 2 dimineața, m-am tot gândit. Rațional vorbind, după Giulia ar trebui să urmeze Colomb, apoi eu, pe urmă Rafael. Dar
Giulia, Colomb și eu, Rafael, în ordinea asta. În ochii băieților Colomb e trăsne, de altfel și în ochii mei. Chiar dacă n-aș vrea să car după mine moșcătirea unui bazin mare ca al ei și nici sunt voluminoși. Aș avea impresia că plec în excursie cărând saci plini de provizii. Habar n-am cum reușește Colomb să ducă toată încărcătura asta pentru că se mișcă impecabil. Pe urmă vine mie rândul. Chiar dacă nu-mi place cum arăt, sunt oricum mai drăguță decât Rafael. În primul rând, numai eu mă consider hidoasă. Sunt mai perfecționistă și în al doilea rând Rafael n-a știut ce e răsfățul. E la granița între frumusețe și urâțenie. Nu se știe de ce parte a graniței ar putea spune tata în șoaptă. Nu sunt afurisită să căscriu asta. Toată lumea e de aceeași părere, până și Rafael. O chinuie acel ceva masculin al ființei ei. De îndată ce anume că pe pantea genului este de autocritică, rolul nostru de cel mai bune prieten este să protestăm din loialitate și îi punem în lumină mii de calități și asta o mai încarcă cu energie. Dar tot ea are dreptate. Uneori am putea spune că Rafael e fratele ei. Da, știu că nu are niciun frate, dar eu înțeleg despre ce vorbesc aici. E foarte frumos. Mie mi se par mature, dar mi se par atât de mature cum sunt fetele de 16 ani astăzi. Că tu ai spus că parcă știi că au această calitate, că se uită la ele. Și da, este ce a spus el în interviu. Adică orice femeie se uită, just trust me, se uită în oglindă și zice, oh, nu e bine, trebuie să mai slăbesc, trebuie să mă mai îngraș, trebuie să... Asta nu, niciodată. Trebuie să, aici, poate băgăm botox. Este un nu la când te vezi în oglindă, până când te iubești. Și dacă te iubești, iubești lumina din tine și dumnezeirea, dar cauciucul nu-l iubești, asta spune. Ăla e perfectabil, știi? Și așa e, cum zice Domnul, cunoaștere sufletul. O să fie un mare succes, n-am niciun lucru. În lume, nu știu dacă deja, dar... Da, atât. Vă mulțumesc și doar pot să spunem așa între fete. Când mă uit într-o misiune oglindă și ai slăbit prea mult și ți-a căzut fața, nu? Dacă te-ai îngrășat înapoi, te-ai îngrășat prea mult și deja nu mai e bine. Înainte să-i dau microfonul Arnei Bunțălu, doar în 30 de secunde, ca să cred, așa am simțit nevoia, pentru că oarecum simțeam că e nedrept față de dumneavoastră, ascultând-o pe doamna Oana Pelea, să fi știuind deja cine sunt cele patru domnișoare. În trei cuvinte vă spun despre fiecare câte ceva. Iulia, pe care probabil că ați intuit-o, este diafana, eleganta, visătoarea și profunda de cele trei, patru, scuze. Rafael este băiețelul fată, deșteaptă foc, sufletul petrecerii, sufletul întâlnirilor dintre amici, cea mai bună din clasă, cea mai simpatică la club. Așa cum spune și ea la un moment dat, n-ai nimic de a face distracția de seara din club cu viața profesională, asta nu e împiedica nici pe părinții ei să fie niște perfecționiști, la fel este și ea. Anușca este copilul care refuză să crească, copilul care este speriat de realitate, e adevărat, îți vedea viața ei, este o realitate a ei, este la un moment dat devine șocantă, reușește să o înțeleagă și să o accepte, iar Colomb, ei, asta trebuie să vă spun, chiar dacă oarecum sunt un spoiler, cum zice Mihaela, Colomb este vara câștigătoare, ea este, de fapt, femeia din această carte. Adina Dimițoiu, te rog. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Da, cred că va trebui să merg în sensul celor care s-au spus deja, dar să mai adaug o perspectivă mai literară și mai critică, pentru că vin dinspre zona asta de critică literară. Într-adevăr, avem de-a face cu patru tipuri de adolescente care, deși sunt prietene foarte bune, la un moment dat încep să evolueze diferit. Și anume, în momentul în care se îndrăgostesc, Eric Emanuel Schmidt introduce o temă foarte
importantă, eternă, tema iubirii, pasiune, care nu se produce decât la prima iubire. E iubirea de adolescență, la 16-17 ani, și care, de fapt, nu e adevărat? Adică se produce și mai târziu. Se spune pasiunea cea mai intensă sau pasiunea ca, nu știu, arhetipul. Să zicem că s-ar mai putea întâmpla. Să zicem că s-ar mai putea întâmpla. Dar să zicem că este modelul arhetipal al pasiunii. Prima iubire, care este foarte pasională, foarte violentă, se produce de la 16 ani. Ei bine, este o temă clasică, o temă celebră, Shakespeareană, din Romeo și Julieta. Acest roman rescrie într-un registru modern, postmodern, dacă doriți, tema din Romeo și Julieta. Este o carte plină de umor, plină de pricepere naratorială, dar și de dramă, de fapt. Finalul este dramatic, este acolo un suspans care intervine pe la a treia parte, trei sferturi din carte, și finalul este dramatic. E o rescriere a acestei, de fapt e tragedie, Romeo și Julieta, în cheie modernă, în viața de astăzi, adolescentele de astăzi, pasiunea astăzi. Este posibilă pasiunea astăzi? La prima iubire este totdeauna posibilă, la 16 ani, cu aceeași violență din totdeauna, de pe vremea lui Shakespeare până astăzi. Și de multe ori această violență a sentimentului conduce la dramă și supraviețuirea, în mod normal, este maturizarea. Aceste fete se vor maturiza la capătul acestei experiențe. Și ar mai fi o temă legată de a iubirii, tema prieteniei. În ce măsură există prietenie în iubire, în ce măsură există invers iubire în prietenie, sau dacă cele două sunt separate. Sunt două cărți apărute în 2014, scrise de Erich Emanuel Schmidt, pe de o parte Elixirul dragostei, pe de alta Otrava iubirii. Ambele tratează acest raport între prietenie și iubire. În Elixirul dragostei e vorba de un cuplu care se iubește cu pasiune vreme de 5 ani, după care intervine, să zicem, o ruptură și o prietenie care la un moment dat conduce din nou la iubire, dar iubirea îmblânzită, care nu mai este iubirea pasională, violentă, de la început. Ideea este că, de fapt, iubirea poate să conțină prietenie sau poate deveni prietenie. E o problematizare aici, nu avem răspuns. Pe de altă parte, în Otrava iubirii sunt patru prietene care pornesc la acest drum al maturizării împreună. Ele pornesc negând iubirea, pasiunea, și spunând că prietenia este mai puternică, este mai rezistentă, și ca simbol al acestei convingeri se duc pe Pont des Arts, în Paris, pentru că acolo se petrece acțiunea, și atârnă un lăcățel, că sunt atâta, știți foarte bine, pe Pont des Arts, cuplurile de îndrăgostiți s-a terminat. Și acest accident surprins de Erich Emanuel Schmidt în carte, dar la modul simbolic aici. Ei bine, ele pun un lăcățel cu numele lor, numele unui prietenii și nu al iubirii. Și, de fapt, această prietenie evoluează destul de dramatic. Fiecare dintre ele se îndrăgostește, fiecare dintre ele ține un jurnal. Iar acest autor, personaj foarte hârșit, cum spune Marius, știe ca în cele patru voci pe care le dă curs în această carte să îmbine perspectiva și vocea adolescentelor cu perspectiva și vocea naratorului, care știe mai multe, care știe dincolo de ceea ce știu aceste fete. Și cumva eu vin ca în calitate critic literar și vă spun că, de fapt, e amestecat. Există și un discurs al naratorului, dar și un discurs al adolescentelor. Există și o perspectivă a adolescentelor și o perspectivă autorială, a celui care este în spatele acestor personaje și care din când în când creează un suspans, mai oferă o anumită, nu știu să spun, frază de înțelepciune, care anticipează niște lucruri, care preia discursul, pentru că, într-adevăr, odată te întreb, oare aceste adolescente pot scrie așa ceva în jurnal? Fraza este pe jumătatea lor, pe jumătate a scriitorului. Așadar, de la această prietenie se creează, ajung la iubirea pe cont propriu, iubirea pasională. Și tot, în tot acest parcurs, aceste fete se pregătesc să pună în scenă, împreună cu colegii lor de liceu,
Romeo și Julieta. De fapt, este o rescriere a acestei piese, așa cum se întâmplă în multe filme. Romeo și Julieta a fost rescris, a fost reinterpretat în zilele noastre. Există citate tot timpul din piesa lui Shakespeare în textele, în jurnalul și în textele fetelor. Iar această violență a pasiunii se manifestă și la ele, deși pornesc la drum cu scepticism, pentru că ele știu din experiența de familie că în ziua de astăzi iubirea nu durează, cuplurile se separă, părinților în majoritatea cazurilor sunt despărțiți la a doua, a treia căsătorie. Ultimii care rezistă sunt părinții Anușcăi și care și ei se despart pentru că... Nu spune. Da. Ei bine, le pornesc cu scepticismul acesta la drum și nu cred în posibilitatea unei iubiri care durează. Și totuși ajung să trăiască prima iubire cu aceeași violență din totdeauna, cu aceeași pasiune. Mesajul este că, de fapt, nu te poți opune pasiunii, iubirii pasionale, poate nici la o altă vârstă, poate mai puțin la 16 ani. Aș fi avut să citesc un pasaj din carte, dacă e timp, sau poate mai târziu, nu știu. O cit acum. Este exact secvența care se referă la felul în care aceste fete văd astăzi piesa lui Shakespeare și sunt întrebate la școală de profesoara lor și ele, fiecare dintre cele patru, spun părerea despre această dramă adusă astăzi în cheie modernă. Mai să găsesc pasajul. Miercuri la ora de franceză, doamna Romini a profitat de repetițiile noastre de la cursul de teatru și a organizat o dezbatere asupra piesei. Fiecare a trebuit să spună ce a învățat din Romeo și Julieta, ce i s-a părut decepționant, etc. Anușca a recunoscut că o sperie violența frenetică a piesei. Eu am spus că Romeo nu reușise să o cucerească pe inaccesibila Rosalina și că Julieta a aterizat în poveste exact când Romeo ducea lipsa unei fete. Rafael îi admira pe amândoi pentru că au curajul să înfrunte interdicțiile. Cât despre Julia, ea a elaborat o teorie insolită conform căreia Shakespeare ar fi scris piesa asta ca să ne vindece de iubire, nu ca să o idealizeze. Iubirea nu face altceva decât să le altereze tinerilor judecata, îi îndepărtează de familia căreia îi aparțin, familiile Capulet și Montaigne, se urăsc. Iubirea împinge pe Julieta să simuleze rigiditatea cadaverică fără să-și prevină logonicul și incită pe Romeo să soarbă din otravă când își vede aleasa zăcând pe lespede. N-ar fi trebuit să se apropie și puțin, să observe că fata încă mai respiră, să trezească? Era la mintea cucoșului, a continuat Julia. Cât de redus poți să fii ca să nu-ți treacă așa ceva prin cap? Lui Shakespeare nu-i plăcea iubirea, îi plăcea doar începutul, întâlnirea. Restul îi se părea stupid, adică funest. Doamna Romini a înghițit în sec când zice Julia își rostea pamfletul. Era limpede că profesora nu-și imaginase niciodată perspectiva asta. Și totuși, după cât am auzit, tu vei juca rolul Julietei. Da. Cum poți să joci un personaj pe care îl dezaprobi? Nu dezaprobe Julieta, condamn iubirea, ca și Shakespeare. Personal, nu mă consider mai comod decât Julieta. Mă identific cu ea. Când? În două ocazii. Care? Când se înflăcărează și când moare. Când moare, vorbești serios? De ce? Alege moartea pentru că n-a ales iubirea și scapă de bătrânețe. Dar nu e așa rău să îmbătrânești, a protestat doamna Romini, care are peste 50 de ani. Așa spuneți dumneavoastră. Așadar, asta e Julia în ultimele săptămâni. Ți-e și frică, vorba Anușcăi. Este citat din jurnalul lui Colomb. Mă opresc deocamdată aici. Bună seara, eu o să vă spun. Nu e chiar finalul, dar n-aș vrea să și te provoc. De fapt, acum asta vreau să fac. Cartea aceasta, cum probabil că v-ați dat seama, poate fi citită de mai multe paliere. Se simte că Erich Emanuel Schmidt este de formație filozof. El a terminat filozofia, dacă îmi aduc aminte bine. Și în această carte, este undeva în al 3-lea, 4-lea, poate chiar al 5-lea strat, este o pereche, un cuplu de bătrâni. Un el și o ea, bunici, care
De la primele pagini până chiar spre sfârșitul cărții, traversează viețile celor patru fete și discuțiile dintre ele, inclusiv SMS-urile, veți vedea, și care demonstrează că, de fapt, dragostea, ceea ce spune și Iulia la un moment dat, nu tu îți alegi dragostea, dragostea te alege pe tine, și demonstrează că, dincolo de această carcasă, există ceva mai mult, ceea ce Iulia a încercat să atingă. Bună seara! Da, într-adevăr, așa este. L-am întrebat pe Enrique Manuel Schmidt de ce a scris un roman despre adolescente. Și mi-a spus, în primul rând, că pentru el adolescența, și aici țin să fiu de acord cu el, este una dintre cele mai frumoase perioade din viața, dar cea mai teribilă. Și uneori suntem foarte fericiți că am scăpat de ea. L-am întrebat de ce despre fete și mi-a zis, a repetat puțin ce a spus și în acel interviu, pentru că e vorba despre dragoste și fetele încep să se gândească mai devreme și mai profund la dragoste decât, decât băieții. Este un roman și despre iubire, dar este și despre trădare. Și mai există un strat, de fapt, în spatele acestui volum și a acestor jurnale. Și pe undeva, eu îl susțin pe Marius în tulburarea lui privința domnului acestor fete, acestor patru fete din roman. Pentru că nu este singura persoană care își pune această întrebare. Cum se face că aceste fete scriu în felul acesta? E bine, mai există un strat. Și am avut marea șansă să vorbesc cu Erich Emanuel Schmidt despre acest lucru. Întâmplarea face că Erich Emanuel Schmidt are o fată vitregă, care în limba franceză se spune belle fille, așa nu înseamnă neapărat că este chiar fată vitregă, poate să fie, mă rog, fata surorii cumnatului, mă rog, indiferent. Cert este că în anturajul lui, foarte apropiat, există o fată adolescentă, care are prietene adolescente, care îl iubesc pe Erich Emanuel Schmidt, pentru că Erich Emanuel Schmidt scrie bine despre femei și despre dragoste. Și aceste fete, într-o zi, i-au dat pe Erich Emanuel Schmidt jurnalele lor intime. Întâmplarea face că, dincolo de orice fel de documentare și-ar fi putut face Erich Emanuel Schmidt, el a pus mâna pe acest filon de aur, da, al romanului. A intrat în intimitatea acestor fete care și-au pus cele mai ascunse gânduri și le-au pus în mâna scriitorului. Nu și le-au pus în mâna tatălui vitreg, al unei prietene. Le-au pus în mâna scriitorului. În ce scop? Pentru că cu toții râvnim la un moment dat să ne spunem al propriul nostru adevăr. În cazul adolescentelor mai există un strat. Cel puțin așa crede Erich Emanuel Schmidt și poate cei care sunt mai aproape de adolescență își aduc aminte. Adolescența este o perioadă de mare singurătate. Adolescenții au, din instinct, un mijloc de supraviețuire. Se adună în clanuri, se adună în triburi, sunt împreună. Ei împreună pentru că trebuie să se apere. Intră cu capul înainte în viața de adult. Adolescența, cea despre care am tot vorbit, este, și cel puțin aceasta, a primei iubiri, este perioada tropeilor de hormoni, a schimbării corpului, a întrebărilor pe care ni le punem noi femeile în dimineață până seara, și, într-adevăr, a acestei dorințe de a trăi o iubire absolut sublimă, unică. Aceea cum numai bunicii au avut-o. Acea iubire de 50-60 de ani, cât de mult se poate. Adolescenții din ziua de astăzi sunt din ce în ce mai des confruntați cu ceea ce înseamnă viața de familie a secolului 21, în care cuplurile nu mai durează neapărat atât de mult, în care intervin tot felul de probleme. Iar ei trebuie să se adapteze. Se adaptează împreună sau fiecare încearcă să se adapteze separat. Micul secret din spatele acestui roman este că Erich Emanuel Schmidt
a intrat efectiv, a avut ADN-ul adolescenței în mână și l-a răsfoit. Și poate că a reușit să spună mai multe lucruri decât ar fi reușit alții. Nu știu, fiecare trebuie să-și dea, să-și exprime propria părere. Mai există ceva? L-am întrebat cum au reacționat adolescentele. Și aici m-am confruntat cu o mare dilemă a jurnalistului care uneori simte că se mai ascunde ceva în spatele ceea ce îmi spune interlocutorul și parcă nu-ți vine să mergi până la capăt, pentru că poate că zgârie o rană undeva acolo. N-aș vrea să fac un spoiler al romanului, pentru că există o rană foarte puternică la care veți ajunge la sfârșit. Dar recunosc că și acum regret că nu l-am întrebat pe Erich Emanuelschi dacă nu cumva în spatele acestei cărți există chiar o poveste adevărată. Pentru că în momentul în care l-am întrebat cum au reacționat acele adolescente când și-au văzut viața în mare măsură pusă în această carte, a avut un moment de reținere. A avut un moment de tăcere. Și pe urmă a intrat, cum este simpatic, drăguț, pe latura aceasta puțin mai lejeră, spunându-mi că au încercat să se găsească, să se regăsească, să-și regăsească prietenii, că toate fetele s-au regăsit de fapt în Colomb, că toate și-ar fi dorit să fie undeva în mod secret Colomb și că poate cel mai important lucru i s-a întâmplat să întâlnească adolescente care au luat această carte, s-au dus cu ea acasă, au luat-o părinților și au spus, ia-și citește, dacă vrei să afli cine sunt și la ce mă gândesc. Cam atât am avut eu să spun. Cred că v-am stârnit să vă mulți întrebări, sper. Vreți să vă mai povestim? Sau preferați să descoperiți singur? Vă mai spun un singur lucru, mai este ceva în cartea asta, un lucru despre care nu s-a vorbit. Asta poate că cu asta vă mai conving, dacă până acum n-am reușit să o citiți. Este un tată în această carte, un tată în devenire, un om care își dorește să devină tată și este sfârșitoare povestea lui. Vă invit să-l descoperiți. E și cuplu care este cum este. Adică sunt toate. Sunt toate straturile. Adică sunt bunicii și au o poveste, e cuplu, e bărbatul. Are o structură polițistă și eu spun, în sensul că e învăluit de mister și te lasă pe tine să descoperi, să-ți dai cu părerea. Da. Mă duc acasă, o mai citesc o dată. Eu am cele două. Nu, serios. După ce am vorbit, mă mai duc, mai citesc o dată. Cred că am luat-o la prima mână. Mm-hmm. Pe cuvânt, da? Da. E, uite. Da, asta nu înseamnă să cumpăr două exemplare. Da, așa cum vă spuneam și la început, cartea aceasta, într-adevăr, poate fi citită pe mai multe paliere, de mai multe, eu am citit-o de două ori ca să descoper încă câteva foi interesante, într-adevăr, câteva privire asupra dragostei și asupra vieții pe care Erich Emanuel Schmidt îl pune în fața reflectorului. O să-l descoperiți pe Erich Emanuel Schmidt din nou, filozof, dramaturg, scriitor. Vă mulțumesc! Colega mea îmi face semn, v-a pregătit o surpriză, i-a invitat pe reprezentanții Mariono, este o parfumerie bucureșteană, care vă vor prezenta, sigur, dacă doriți, câteva dintre ultimele lor produse. Sunt în același timp o mică surpriză parfumată cu ocazia zilei de marketing din partea noastră. Vă mulțumim foarte mult că ați venit în această seară.